N-a fost, da, n-a fost un retur bun, dar m-a deranjat serviciul ei. Pe al doilea serviciu am vrut să intru mai mult să lovesc, dar n-am putut. Mingea venea spre mine, nu prea sărea ca să pot să am ritm. Dar, per total, nu cred că a fost rău, a fost destul de bine, însă în momentele importante ea a dat niște lovituri incredibile. Știi care lucruri s-a schimbat un pic? Da, am început destul de bine, aveam un plan în cap ce trebuie să joc, dar pe parcurs ea a fost agresivă și m-a împins un pic în spate, iar eu am lăsat-o să-și facă jocul să mă domine. Am fost un pic agitată, că simțeam un pic de presiune că trebuie să-mi fac serviciu și după ce am dat prima dublă am zis că trebuie să pun serviciu în teren. Am mai dat una, am fost foarte aproape, am și cerut să văd dacă mingile sunt out și au fost foarte puțin out. Cred că a fost și un pic de ghinion, după părerea mea. Nu prea spun chestia asta tot des, dar cred că a avut o șansă în plus astăzi cu mingile pe tușă. Știg sau să-l pierd, nu prea m-am gândit la asta, m-am gândit că trebuie să fac ceea ce trebuie să fac contra ei ca să pot să câștig. Am încercat până la ultima minge, asta mă bucură și nu sunt supărată. Bineînțeles că sunt tristă că am pierdut meciul, dar merg înainte și vom vedea ce va fi. Cum ai gândit tactica această partidă cu Sharapova? Am încercat să dau mai mult pe rever, dar am și mixat jocul. Ce pot să zic? Am încercat tot ce s-a putut, tot ce am avut în cap, tot ce am pregătit, pot să spun, înainte de meci, dar în momentele importante ea a fost neașteptat de solidă. Care sunt punctele bune cu care rămâi în meci? Păi rămân cu meciul, că am jucat un meci bun, am revenit de la 5-1, deci pot să spun că am puterea necesară să întorc un meci chiar și contra ei. Am un joc destul de solid, dar trebuie să lucrez la mai multe lucruri ca să pot să o înving, pentru că jocul ei mă deranjează un pic și trebuie să progresez la ceea ce nu fac bine pe teren contra ei. Nu mă afectează, nu este doar ea în circuitul de tenis. Bineînțeles că mi-aș dori foarte mult să câștig contra ei, astăzi mi-am dorit la fel de mult, dar poate mai trebuie timp, poate, nu știu. Dar, poate în finală? Dacă voi ajunge în finală și voi juca contra ei, e posibil să am încă o șansă. Vom vedea, dar mai sunt multe turnee și cu siguranță o vom mai întâlni. Nu mă gândesc că e un meci decisiv sau este un meci ușor sau greu. Vreau doar să joc. Am mai jucat contra ei, știu că alergă foarte bine, dă multe mingi înapoi. Va fi un meci fizic, dar trebuie să fiu agresivă și să joc cum am jucat și anul trecut contra ei aici. Și cu tricourile. Așa. Cred că Simona.